Primul ministru din Bahamas l-a numit pe doctorul Miles Monroe, citez, una dintre persoanele religioase cele mai cunoscute la nivel internațional pe care le-a produs vreodată națiunea noastră. Povestea acestei apariții este incredibilă. S-a născut într-o familie săracă în 1954, unul dintre cei 11 copii. M-am născut ca să transform ucenicii în lideri și liderii în agenți ai schimbării. Miles Egbert Monroe a descoperit scopul vieții sale la vârsta de 13 ani, la scurt timp după ce un profesor i-a spus că este un nimic și că nu va fi bun de nimic niciodată. Este o poveste pe care a împărtășit o la emisiunea Sibian, Turning Point. Am alergat spre casă și am căzut în genunchi înaintea mamei mele, plângând. Mama mea a făcut un lucru pe care sper să-l facă fiecare mamă. S-a uitat la mine, m-a prins de umeri și m-a scuturat puțin. Mi-a spus să nu mai spui asta niciodată. Mi-a dat Biblia ei cea mare. Mi-a spus să merg în camera mea și să citesc ce scrie în Efeseni 3 cu 20. M-am dus și am început să citesc versetul. Lacrimile care îmi curgeau pe obraz ajungeau pe paginile Bibliei în timp ce mi-aminteam ce mi-a spus profesorul. Acel verset se spunea un lucru, iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, îmi amintesc că plânsul s-a schimbat în râs. Acel băiat de 13 ani a crescut și a plecat din Bahamas la mijlocul anilor 1970 pentru a studia la Universitatea... Oral Roberts din Tulsa, Oklahoma. A absolvit facultatea, masterul și doctoratul, după care s-a întors acasă ca să înceapă lucrarea Bahamas Faith. Monroe și soția Sarut au condus împreună biserica. A cultiva înseamnă a aduce ce e mai bun din tot ce te înconjoară. Dar soțul și tata doi copii nu s-a gândit vreodată la el ca predicator. Niciodată nu mi-am dorit să fiu un pastor. Mi-am dorit să ajut oamenii. Am fost trimiși din cer ca să aducem împărăția cerurilor pe pământ. Având această misiune în minte, Monroe a scris peste 10 cărți care au devenit best-selleruri. Mesajul lui a ajuns în lumea întreagă. Că vorbitor motivațional și om de afaceri a ajuns să cunoască lideri importanți. Adevărata sa pasiune era să-l facă pe omul obișnuit să vadă liderul din el, în timp ce se îndrepta spre conferința sa anuală pentru lideri, i s-a prăbușit avionul. Prietenii mei, ascultați-mă! Ați fost creați ca să fiți lideri pe pământ și să-L reprezentați pe Dumnezeu. Ați fost creați să faceți o schimbare. Nu ați venit pe acest pământ numai ca să plătiți facturi și ca să vă plătiți datoria față de societate, ca să le duceți vestea bună că pot să se întoarcă în țara lui Dumnezeu, pe pământ. Dumnezeu vrea să fiți ambasadori ai împărăției cerurilor ca să aduceți cultura împărăției în orașul vostru, în fiecare domeniu al vieții.